În regulă, pe cine să chem la tablă? Kate, vino, te rog, la tablă! Știu răspunsurile la toate! Mut un 3 aici jos și o să mut un 4 aici sus și termin cu 9 până jos. Da, ia loc, te rog! Ce-a fost asta? Vai! Wow! Uită-te la ăia! Oh, bună, Mindy! Pantofii tăi sunt atât de drăguți! Trebuie să-mi spui de unde ți-ai luat! Stai să te ajut! Opa! Aproape că uitasem! Cum ți se par pantofii mei? Wow! Ce frumoși sunt! Sunt invidioasă! Oh, ce drăguță ești! Chiar se sortează cu bluza mea! Bună, fetelor! Nuanța asta e atât de frumoasă! Ce s-a întâmplat? Aia sunt pantofii tăi? Tragic! Sunt jenanți! În veci n-aș purta așa ceva! Știu, nu-i așa? Mie-mi plac! Se potrivesc cu toate hainele mele! În fine! Ce-a fost aia? Cred că am călcat pe ceva! Ah, era un creion colorat! Nu mai pot să-l folosesc! Sau aș putea? Le arăt eu lor! Am nevoie de niște creioane colorate. O să mă ajute să modernizez pantofii. O să aplic lipici pe creioane. O să-l dau pe o singură latură. Apoi o să-mi lipesc creionul pe toc. O să fac la fel și cu celelalte creioane colorate. Vreau să acopăr tot tocul. O să folosesc și creioane mai mari. Ăsta e ultimul. Wow, ce colorate sunt! Hai să colorăm și pantoful. Să nu uit de celălalt pantof. Cine mai are nevoie să meargă la cumpărături? Abia aștept să-i încalți! Acum! Mă duc la cumpărături mai târziu, ar trebui să vii și tu! Vai! Uită-te la pantofii ăia! Ce părere aveți, fetelor? Arată bine, nu? Nu mai stați cu gura căscată, o să prindeți muște! Wow! Oh, am luat 10 la test! Ura! Nu pot să cred! Sunt atât de entuziasmată! Da, bravo! Frate, aș fi vrut să iau și eu nota aia! Oh, nu te necăji! Uite, pot să-ți rezolv eu problema! Privește! O să pun un pic de lipici pe capătul ăsta și apoi o să-l pun fix pe nota proastă! Și uite, acum pot să dezlipesc nota! Da-da! Adio, notă proastă! Și acum pot să-ți dau una mai bună! Un 10? Da! Mersi mult! Ești cea mai tare! Mai bine ne întoarcem la treabă! Da, ai perfectă dreptate! Vai, ce foame mie! Ia să-mi scot la înaintare gustarea secretă! E gol! Înseamnă că am mâncat-o deja! Am doar ambalaje goale! La naiba, ce mă fac? Evident! Safe-ul pentru dulciuri! Acolo ține prova toate dulciurile confiscate de la elevi! A luat și de la mine niște gustări delicioase! Nu! Dacă aș deschide safe-ul, le-aș putea recupera pe toate! Ia să vedem! E timpul să fac an Ocean's 11! Ok, acum cum îl deschid? La naiba, nu știu codul! Ce ușor pare în filme! Nu vine să cred! A notat parola pe fundul safe-ului! Asta dacă pot să fac corect adunarea! Of, de ce nu mă pricep deloc la matematică? Nu cred că merg adunate pe degete! Stai! Îmi pot folosi telefonul! Dar am uitat să-l încarc! Kate, ce faci acolo? Oh, credeam că ești profa! Hai să mă ajuți! Ah, safe-ul cu dulciuri! M-am prins! E ușor! Ok, fii atentă! Mai întâi copiez adunarea! Trasez o linie aici, apoi scriu plus și prima cifră, 6. Fac la fel și cu al doilea număr! Acum rezolv prima parte, 650. Apoi rezolv partea a doua. Rezultatul e 240. Numerele rotunde sunt mult mai ușor de adunat. Totalul e 890. Acum adun mai sus, 6 plus 2.
și apoi scad 8 din 890 și obțin 882, răspunsul final. Ăsta e! Ăsta e codul seifului! Ce tare! Te pricep la matematică? Hai să ne recuperăm dulciurile! A funcționat! E plin de dulciuri! Ce faceți acolo? Oh, nu! S-a întors! Ne era foarte foame! Ce zi! Oh, ăla pare un loc bun de stat! Wow, ce frumos e! Ador să fiu înconjurată de natură! Ah, o veveriță simpatică! Bună, micuță! Ah, aș putea să te pictez! Nu te mișca! Ups, a fost cât pe ce! Scuze, mai durează nițel! Poate că merge să mă sprijin pe bancă! Stai așa! Nu, nu merge! Nu-mi găsesc o poziție comodă! De ce e atât de greu? Oh, e atât de frustrant! Pizza asta e delicioasă! Te pot ajuta cu ceva? Bună! Îmi dai mie cutia aia? Îți dau bani! Sigur, dar nu și pizza! Super! Pot să-mi cumpăr mai multă pizza! Asta e ziua mea norocoasă! E fix ce-mi trebuia! O să folosesc chestia asta ca să proptez capacul! Apoi o să-mi pun foaia aici! Zici că e un șevalet! Acum pot să te pictez! Oh! Oh, pot să o pictez pe fata cu pizza! Arată bine! Dar portretele sunt o provocare! Pizza chiar e mâncarea ideală! Hei, ai fost un model grozav! Ce ai spus? Mă pictezi? Poate reușesc să trag nițel cu ochiul? Nu o să fac zgomot! Nu se poate! Nu vine să cred! E o capodoperă! Wow! M-ai speriat! Tu ești! Sper că-ți place! Îmi place la nebunie! Pot să cumpăr pictura? Normal! Mersi! Ești o adevărată artistă! Ce drăguță ești! E timpul să ne apucăm de treabă! Poftim? E scandalos! Ea are o servietă cu unicorn! Eh, o să vedem cine e mai tare! Exact! Eu am o paletă plină de culori! Pun pariu că e super invidioasă acum! Culorile mele sunt la fel de bune! Pot să-mi retușez machiajul ochilor oricând am nevoie! Eu am și ghiare de Wolverine din creioane colorate cerate! Și crezi că sunt bune? Uite ce ruj nou am eu! Crezi că e de ajuns? Eu am tuburi de vopsea! Ah, nu-l suport! Și desigur pensulele mele! Neinteresante! Pentru că eu am chestia asta! Exact! O rolă întreagă cu pensule de machiaj! Of, fie! A câștigat cu pensulele ei, să zicem! Stai puțin! N-am terminat încă, pentru că mi-a venit o idee genială! O să încep cu o bucată de pâslă și îmi trebuie o riglă și cretă! O să fac linii punctate fiecare de câte 2,5 cm! Așa, e și dublată și am făcut și un al doilea rând și fix acolo mi-am făcut și tăieturile! Acum e gata pentru creioanele și pensulele mele! Pot să intre prin găurile pe care le-am făcut! Acum pot să le rulez pe toate! Bun, acum că am făcut unsul, pot să pun niște lipici cald aici! În continuare am fundit asta cu o gaică elastică! Și am terminat! A ieșit perfect! Ar trebui să vezi chestia asta! Ce? Naiba? Cum îndrăznește? Ce se întâmplă aici? Ah, un concurs! E timpul să desemnez un câștigător! Pe el! Vai de mine! Da! E tot ce mi-am dorit vreodată! Nu-mi vine să cred! Așa, hai să vă arăt cum rezolvați calculul ăsta! Ce plictisitor! O să-mi notez tot! Poate ne pică la test! Sunteți atenți? Ok, pașii următori! Oh, e prea complicat! De ce e atât de complicat explicația asta? Serios? Nu cred! Kate, ce e așa amuzant? Calculul ăsta se poate face mult mai ușor! Fiți atentă! O să vă arăt un truc!
avem 80%, deci scriem un 8. Din 90, deci îl înmulțim cu 9. Face 72. E identic cu rezultatul de aici. Serios? Așa simplu e? Wow! E mult mai ușor așa! O să tai notițele astea și o să-mi notez varianta lui Kate. Fiu! Mult mai bine! Ah, ce răcoritoare e! Ok, să mă măsor! Bună, Jennifer! Mi-e atât de foame! Te super dacă pornesc televizorul! Ce faci? Știi că ți-i în regim? Ce bine miroase! Stai, pleacă de aici! Bine! Oh, ia uite! Ce ursuleț imens! Mi-a venit o idee! O să fac o gaură în ursuleț, apoi o să-l umplu cu gustările mele. Așa o să fie ascunse. Jennifer nu trebuie să le vadă și eu pot să le mănânc pe toate. Mersi că ai scăpat de dulciuri. A, da, sigur, nicio problemă. Mindy, ce e zgomotul ăla? Ce se întâmplă? Doar îmi îmbrățișez ursulețul. Chiar e drăgălaș. A fost cât pe ce? Bun, mi-am luat toate telefoanele. Stai puțin. Nu, nu, nu! Strânge telefoanele tuturor! Nu o să mă lase să intru fără să îi le dau. Ok, trebuie să le ascund. În buzunare și... oriunde! Ok, e bine. Cred că sunt pregătit să le strecor pe asta înăuntru. Ah, stai! Mai bine îl las pe ăsta ca să nu mă bănuiască. Uitați, doamna, ăsta e telefonul meu. N-am nevoie de el. Ok, am intrat. Nu a bănuit nimic. Bun, elevi, azi e zi de test. Aveți un timp limitat, așa că treceți la treabă, vă rog. Bun, e timpul să-mi scot primul telefon. Am uitat să încarc bateria. O să-l verific pe ăla din șapcă. Ăla o să mă salveze. Ce-a fost comotul ăla? Probabil că nimic. A fost cât pe ce. Ok, acum trebuie să-mi scot telefonul fără să mă vadă ea. Nu! Ecranul s-a spart la căzătură. Ok, trebuie să iau alt telefon. Pe ăsta din pluga mea. În sfârșit, e timpul să dau gata testul ăsta. Ce se întâmplă în spate? Sigur are un telefon pe care încearcă să-l ascundă. Trebuie să-i dau o lecție. Ce s-a întâmplat cu lumina? Hei! Psst! Telefonul tău face lumină! Nu se poate! Cred că glumești! Da, văd că ai un telefon. Credeam că ești deștept. Bun, cred că ți-am luat toate telefoanele acum. Nu pot să cred că ai ascuns atât de multe! Nu, ce mă fac acum? Stai, ce are ea acolo? Cum de are un telefon dedesubt? Sunt super invidios! Hei, sunt extrem de impresionat! De chestia asta? A fost simplu, doar am folosit niște scoci. Scoci, ești genială! Nu, deja s-a terminat ora! Ok, elevi, fiți atenți! Dăm test azi! Fără vorbit sau copiat, sunt cu ochii pe voi! Puteți începe! O să fie ok! O să-mi iau un pix! Oh, nu! Nu pot să-mi deschid penarul! Haide, deschide-te! E nasol! Poate mă ajută Jennifer! Ce e? Ai un pix în plus? Te rog! Nu! Îl folosesc! Aoleu, ok! Mindy? Ce-am spus eu? Scuze, doamna! Ce mă fac? Eram tânără și aveam multe visuri și apoi am luat un 4! Acum uite-te la mine! O altă zi de cheltuit bani! Uite-te la persoana asta săracă! Îmi dai și mie niște mărunțiși? Te rog! Ok! Stai să văd! Sper să-ți fie de folos! Mulțumesc mult! Apreciez! Ai un suflet mare! Nu! Nu se poate întâmpla asta! Clar nu vreau să iau un 4! Stai puțin! Poate merge să folosesc agrafa asta! O să pun agrafa pe masă! Acum am nevoie de pistolul meu de lipit!
o să umplu agrafa cu lipici. Folosesc lipici cu sclipici pentru că e drăguț. O să umplu zona asta. Acum aștept să se întărească. O să agăț capătul agrafei de fermoarul meu. Da, se deschide! Iu, ce ușurare! Trebuie să fiu șiret. Tip-til? Iu, e cineva pe aici? Se pare că nu. Ah, Ava e așa frumoasă și simpatică! E timpul să las chestia asta pentru că trebuie să fiu curajos. O să adore brioșa asta pe care i-am adus-o special. Oh, nu, vine! E chiar acolo! Trebuie să plec de aici rapid. O să mă ascund în colțul ăsta. Ok, e chiar lângă dulăpiorul ei. Își verifică telefonul. Nu, 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 nu! Nu se poate întâmpla asta! E Jake! Bună, Ava! Ți-am adus chestiile astea! Mie? Wow! Par delicioase! O să gust chiar acum căpșuna asta? Ce bună e, vrei și tu una? Nu! Nu-i corect! Cum de m-am vins? Ok, acum e momentul meu! Cred că o să-i placă mult lalelele astea. Bună, Ava! Hă? Poftim? Ah, bună! Te pot ajuta cu ceva? Nu, scuze. Nu mai contează. Ok. Trandafirii ăștia miros atât de bine. Ava are nevoie de ceva pe care să scrie. Acum e șansa mea. Poftim, Ava! Ia caietul meu! Ia-l și pe-al meu. Știi că adori mobul. Ah, clar o să-l aleagă iar pe Jake. Uite, am 3 pentru tine! Wow, caietul tău are ceva distractiv pe el! Ce? Haide, măi! Am luat câteva paiete, mărgele și piese amuzante. Am pus orice culoare am găsit. Și apoi am luat capacul de la cutia asta de chipsuri. I-am pus un strat de lipici pe margine. Și apoi l-am presat pe caiet. Așa, e gata! Un caiet amuzant și strălucitor! Nu pot să cred că l-ai făcut tu singur! Și ți-am luat și lalelele astea! A sunat clopoțelul! Am nevoie de burete! Oh, nu! M-a prins! Trebuie să mă comport normal! Stai puțin, Madison! Dacă tot îți place să desenezi pe tablă, fă și calculul ăsta! Ah, nu știu ce să zic! Psst, Kate, ajutor! Nu mă întreba, habar n-am! Serios, fetelor? Fiți atente aici, vă arăt eu! Folosește-ți degetele! Mă refer la cele desenate! În dreptul fiecărui deget trecem numerele 6, 7, 8, 9 și 10. Acum, unde e numărul 7? Fix aici! Și 8 e deasupra acestui deget. Acum hașurez și numerele mai mici. În total am hașurat 5 degete, deci scriu 5 sus. Și câte degete au rămas goale? 3 de la mâna asta și 2 la mâna asta. Înmulțim 3 cu 2 și obținem 6. Și acesta e răspunsul! Wow! Nu știam că degetele noastre pot face așa ceva! Păi, doar sunt profesoară! Acum du-te la locul tău! O să colorez inima asta cu cretă! Oh, mi-e foame! Ura! Pizza! Pizza e preferata mea! O ador! M-am scăpat felia de pizza pe tricoul meu! Sunt murdară toată acum! De ce plângi? Ce s-a întâmplat? Am dat pe tricou! E tricoul meu preferat! Vai de mine! Ok, ok, stai liniștită! Bun, trebuie să pot face ceva? Stai! Creta! Normal! Pot să o folosesc! Bun, am creta și am tricoul pătat! E timpul să încep să folosesc creta pe sosul ăsta de pizza! Ok, așa, e totul acoperit! Acum o să-l arunc în mașina de spălat! Ta-da! Uite, tricoul tău e curat! Ești gata? Poftim! Mersi, tati! Stai puțin, nu mai mănânci pizza așa! Gata, aia o să-ți protejeze tricoul în caz că dai iar pe tine! Delicioasă! Uneori tatăl tău poate să salveze situația! Ce emoție am apropo de testul ăsta! Serios? Eu cred că o să fie ușor! Nici măcar nu știu de unde să încep! Ok, nu mă vede. Asta e șansa mea. O să mă salvez, calculatorule. Folosește cumva un calculator?
Madison, te văd! Ah, scuze, nu o să-l mai folosesc. Oare cum aș putea rezolva asta? Poate ceva de genul ăsta? Nu, nu e corect. Kate, ce răspuns a dat? Nu cred, aș fi terminat. Ce are acolo pe hârtie? Mâzgălituri? Kate, care-i faza cu fluturii ăia? Hai să-ți arăt. Astea sunt fracțiile. O să trasez niște ovaluri înclinate în ambele părți și o să transform totul într-un fluture. Apoi înmulțesc colțurile și scriu rezultatul lângă antenă. Să nu uit să fac ambele colțuri. Pasul următor e înmulțirea rândului de jos. Apoi scad numerele de lângă antene și obțin numărul de sus. Pe cel de jos îl am deja. Poftim! Wow! E o metodă utilă și drăguță! Am terminat! Hai să predăm testele! Of, nu nimeresc nimic! E atât de greu! Ok, poate dacă încerc asta... Nu, nu! Nu o să meargă nici asta! Oh, e cea mai groaznică zi! Ok, calmează-te și calculează iar! Nu, nu, n-are rost! Sunt un mare eșec! Ce? Uite câtă hârtie irosește! Unde el se descurcă atât de bine la testul ăsta? Poate merge să-i cer ajutorul? Eu? Să te ajut? Nici gând! Ești clar o ratată! Uf, nu se poate! O să fie rău cu mine! E prea popular! S-a făcut cald aici? Simt că e cald aici! Hmm? Hei, ce e? Nimic! Nu se poate! Aproape că a terminat tot testul deja! Gata, trebuie să-i cer ajutorul! Să te ajut? Ah, sigur, te ajut cu plăcere! Uite, stai să-ți arăt trucul meu de mate! Desenează o căsuță în jurul ultimelor cifre și apoi înmulțește-le! Apoi fă la fel cu primele cifre și scrie răspunsul! Iar acum trebuie să aduni acele două numere și să scrii rezultatul în mijloc! Vezi? Ăsta e răspunsul tău! Poftim! Mersi mult! Ești un domn și un savant! Acum pot să-mi termin în sfârșit testul! Ador testele la mate! Ce ușor vor fi de rezolvat! O să scriu răspunsurile pe larg. Nu strică să arăți ce calcule ai făcut! Și-am rezolvat prima întrebare! Poftim? Cum te-a terminat deja? Și fără schemă? Cum ai făcut asta? Doamna profesoară! Doamna profesoară! Of, ce e, Madison? Ah, Kate, ai terminat? Serios? Ce rapid ai fost! Bravo! Vino la catedră și arătăm răspunsurile! Sigur, vin acum! Așa, ia să vedem! Sunt corecte toate! Meriți nota maximă! Ah, ce mă enervează! Sigur a trișat cumva! Nu te supăra, Madison! Hai să-ți arăt cum am făcut! Bine, dar doar pentru că vreau să învăț ceva nou! Ok, înmulțește cu 2 numărul dat! Înmulțește fiecare cifră pe rând! Răspunsul e 6244! Apoi adaug o virgulă la ultima cifră și ai obținut răspunsul corect! Wow! E uimitor! Mulțumesc că m-ai învățat și pe mine! Da! Ador să scriu eseuri! Sunt cele mai tari! Îmi place să construiesc un argument convingător! Wow! Ia uite ce mult scrie! Și atât de repede! Ciudatule! Să nu uit să folosesc și niște cuvinte de legătură bune! Of, pila asta nu-și face treaba! Am nevoie de alta! Nu, cred că am nevoie de aia mare și verde! Uf, să nu uit și de argumentul ăsta! Da, bun! Acum e timpul pentru concluzia mea excelentă! Oh, nu! Mi-am tocit vârful creionului! Nu, nu, nu! Cum o să-mi termin eseul fără el?
Hei, ai un creion pe care îl pot împrumuta? Scuze, am doar chestia asta. Cred că s-ar putea să meargă, dă-mi-o. Da, merge! Împilește creionul și le scute. Super, un vârf de creion demn de a-mi ajuta să-mi termin eseul. Hei, crezi că ai putea să-mi scrii și mie eseul? Sigur, oricum îți eram dator. Da, înapoi la telefonul meu. Ai folosit vreunul dintre aceste trucuri de mate? Spune-ne într-un comentariu și nu uita să arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri grozave ca acesta.